Salut și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Astronir. Acum, dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să lăsați un like, un coment, un subscribe, orice. Și hai să trecem la treabă. În episodul trecut l-am descoperit pe Matt și l-am activat. Și nu știu ce se întâmplă, am căzut undeva. Ok. Și acum ar trebui ca să ne ducem ca să îl activăm. Ne-am lăsat ce am putut din... Așa, ne-am lăsat aici. Și cred că trebuie să facem altfel, să-mi las eu boost modul și să-mi iau work light-ul cu mine. Așa. Și facem schimbul. Punem work light-ul aici jos. Luăm grafitul și punem worklight-ul pe buggy ca să vedem și noi ceva. Hai să mergem în direcția asta generală spre... Da, spre semnonul ăla de beculeț pentru a-l găsi pe Matt. Eu o să tai din videoclip ca să nu vă țin pe... De fapt, cred că suntem aproape de el. Suntem aproape sau... O să revin când ajung la el. Am ajuns la domnul Matt. Hai să-i dăm să mânce. Îi dăm niște hidrogen. Oh, ce urât face! Ce urât face! Trebuie să mă uit un pic la sunete. Da, și e destul de încet dat. Dăm un pic mai încet. Mai bine pentru noi. Așa. Îi dăm și tungsten. Dăm și titanium. Și grafit. Titanium. Tungsten. Hidrogen. E, la hidrogen face mai urât și la nitrogen probabil. Da. Dăm și grafitul. Și dăm și nitrogenul celălalt. What the trust. Ok, și acum further refinement. Deci mai trebuie să-i fac ceva. Silicon și tungsten carbide. Ok. Astea le putem lua. Mai facem niște biți. Și o să revin cu tungsten carbide-ul și cu siliconul. O să ne întâlnim în același loc aici. Suntem pe Silva. Fac câteva resurse pentru așa, pentru Matt. Ceea ce o să trebuiască să mergem pe altă planetă să luăm metan, pentru că nu avem metan. Și am deblocat mai multe chestii și acum facem 100 de schematice sfăcute în loc potential. Și dacă ne uităm la misiune aici, la în loc potential ne dă un QRTG, dar nu ne dă altă misiune. Ok. Bun. Am făcut două landing paduri. Să punem un landing pad pe planeta pe care mergem acum. Vesania, nu Vesania. Novus, pe Novus. Trebuie să luăm metan. Să punem platforma. Și am făcut și un... zic, atmospheric condenser ca să putem lua metanul ăla. O să ducem un din asta.
sau pot să-i fac o canistră din asta? Medium gas canister, oare se face de la asta micu? Medium gas canister. Și ca să facem silicon, rezin, quartz și metan, numai că nu avem metan. Și de silicon o să avem nevoie. Metan poate avem de pe Aatrox. În fine. Punem unul din ăsta întreg acolo și să ducem cu noi. Am nevoie de... Cred că un RTG o să iau acum. Luăm hydrazine-ul pe noi. Și dinamita aia cum a ajuns pe jos. Așa. Și luăm un RTG. Așa, uite. Super. Și hai să mergem pe Novus. Novus? Cred că Novus se ducea. Ok. Da, pe Novus. Avem acolo deja tedere împrăștiate. Chestia e că nu e marcat pe hartă. Și nașpa. Dar e lângă un portal din ăsta. Cred că e ăsta de aici. Da, nu. Nu este că nu e lângă un portal din ăla. Ăsta e. E foarte aproape de... Am uitat cum mai zice la ăla, dar în fine. Bun, în primă și în primă fază să ne punem landing pe de jos, să nu uităm de el. Așa. Punem... platforma. Unde să facem? Hai să facem în zona asta undeva. Nu, nu-mi place cum stă. Ok, nu e. E stram, nu-i drept. Ok, mult mai bine. Punem platforma asta aici. Atmosferă condensorul, nu știu dacă l-am luat jos sau nu. Nu l-am luat. Punem atmosferic condensorul pe el. Punem RTG-ul. Dar RTG-ul top. Așa. Așa. Și cu ăsta. Bun. Hidrogen, metan. Deci se repete și de să curgă. Bun, ca fapt divers. Hai să ne uităm ce... ce resurse are planeta asta. Litium. Hai să luăm niște litium rapid. Dacă toți suntem pe aici. Am backpack-ul plin din păcate. Dar măcar să caut, să văd dacă găsesc pe aici litium. Mi se pare că... o să mai las din ce am la mine. Tungstenul ăsta. Să punem hydrazine-ul înapoi. Să-l punem direct pe... Bun. Și hai să mergem să căutăm un pic de litium. Eu nu știu pe unde m-am urcat eu sus. A, pe aici, ok.
Tinder, Tinder, Tinder. Mai ce folit eu? Nu. Pe munți avem litium. Hai să ne urcăm pe munte în partea asta. Dacă avem noroc cu pa. Se pare că nu prea. Numai atât? Nu cred. Ba da. Două zece să produce 5, 4. Asta o să lăsăm să se facă acolo la infinit. Am luat două. Hai să mergem rapid. Putem face două siliconuri pentru domnul Matt. Silva. Bun. Home sweet home. Aterizăm frumos. Ieșim afară. Metanul la mine. Și îl putem pune direct aici. Bun. Mai am două pentru două de făcut aici. Un cuarț acolo și rezervă. Nu mai țin minte ce trebuia să... Tungsten carbide și silicon. Bun. Tungsten carbide cred că l-am făcut deja. Am pus pe ăsta. Da. Ok. Bun. Să punem un landing pad și aici. Pe... Vesania, să mergem rapid să facem și asta la... Matt. Terminăm misiunea de asta cu Matt-ul. Bun, și am ajuns și aici. Trebuie să am landing pad pe undeva. Dacă nu mă înșel, aici. Și acolo e semnul ăla. Hai să vedem dacă găsim un... unde stă mai aproape de semnul ăla. Să ne uităm atent. Mai departe. Ăsta ar putea fi mai aproape. Da. Este mult mai aproape de ăla, dar nu știu dacă am compound la mine cât să fac atâtea tădere. Hai că ne descurcăm și de acolo. E mult mai aproape și mai ok. Cât să tot înconjurăm atâta. Hai să vedem dacă avem aici. A, avem compound superb. Avem și un rând de tether. Tethers. Aș putea să las. Hai drezinul normal, că n-are ce căuta drezinul la mine. Bun.
Nu se pune cum trebuie. Hai să mergem pe jos, normal. Ok, aruncă-mă. Te-am prins. Sper să nu murim. Ne dăm la picioare nevoie și... și gata. O, e departe, e prea departe. Prea departe ca să mergem așa. Trebuie să facem mai multe tendere. O să revin când o să ajung la mat. Am ajuns la mat și am dat toate, i-am dat de mâncare. Mi-au dat un aer para... ok. Să mergem să luăm aer până ne uităm la mission log. Slot exochips in mat. 3 exochipuri. Ok, hai să mergem rapid la... O să mă duc rapid la la rachetă și o să ne întâlnim din nou aici la mat. Am ajuns înapoi cu una, două, trei exochipuri și acum putem să-l activăm pe mat. Să-l activăm și să fugim că știm că explodează. Nu? Ba da. Dar de ce explodează? Nu e corect. Ne dă ceva? Măcar un exocip înapoi. Nimica. Ok. Și acum după ce am terminat asta. Biți. VTOL. Nu știu ce e VTOL. Vintage probe. Trebuie să mai facem niște probes. Niște vintage probes. O să mă duc la rachetă și ne auzim când ajung pe Silva. Bun, dragi prieteni, am ajuns pe Silva. Hai să vedem ce e VTOL-ul. Și să vedem ce mai putem. Large resource canister. Buggy și rover seat. UTRTG. Biți și biți. Ok, deci ăsta o să-l păstrăm aici undeva de o să punem resurse în el. Hai, trezinul. Îl punem aici. Așa. Așa. Și baghiul pot pune aici. Asta e VTOL-ul. Sunt curios cum funcționează. Ce fain e. Ioi, și are și două din astea mari. A, merge pe Hydrazine. Ok. No.
Poți să-i pui două și trei, așa-i? Ho-ho! Asta e fain! Super! Ăsta da! Shift double tap to land. Mamă ce mișto e! Și aici în față pot să pun ceva? Așa, landing provides two small slots. When you slots and oxygen require hydrazine as fuel. Ce mișto! Ce mișto! Deci, facem în felul următor. Punem pe un din asta mare, astea de hydrazine. Și vreau ca să iau direct. Nu pot să iau hydrazine, nu. Ok. Așa, și îl facem. Așa, frumos. Și cu video el putem să mergem pe alte planete. Nu ne mai trebuie buggy, nu ne mai trebuie. Ce tare. Ar trebui ca să-mi iau... Pentru probe scanner, să facem repede probe scanner. Asta e large resource, așa. Pentru probe scanner. Dar îl putem face aici. Ne trebuie steel, așa e, steel. Pentru steel. Iron carbon. Ok. 3, 4 ajung. Hai să ne uităm rapid la... Așa. 1, 2, 3, 4. 4 îmi trebuiesc. Patru carboane. Până se face așa. Așa dăm să se facă. Nu. Și mai trebuie 3 iron. Trei. Trei. Și asta le iau cu mine și facem și probe scanner-ul între timp. Să mergem să luăm carbonul, că sigur s-a făcut. Ok. S-au făcut încă două. Punem carboanele aici. Și mai mergem o dată și s-a făcut și celălalt carbon, sigur. Superb. Așa. Bun. S-a făcut încă un steel, mai trebuie să facem un probe scanner. Probe scanner. Și încă un probe scanner. Întrebare. Am făcut pe Glacio? Nu, n-am făcut. Și pe Glacio, Exochip și Medium Wind Turbine. Ok. Avem loc de două Medium Wind Turbine aici. Avem loc de unu. Avem loc de două, bun. Să le luăm.
Frumos. Să facem și asta între timp. Dacă tot așa. Exocipuri avem la noi. Ceea ce e fain. Mai luăm un mediument urban și punem ăsta înapoi aici. Bun. Strategia asta îl punem cu noi și hai să mergem pe Glaciu. Nu știu dacă trebuie să pun landing page pe Glaciu, dar pot pune. Teoretic ar trebui. Trebuie să mă uit. Trebuie să mă uit la quest. Dacă s-o pus train station-ul ăla ca și cum ar fi un landing pad. Ok. De train station 1. Mai. Aici ai. Da, trebuie să punem un landing pad și aici. Punem și aici un landing pad, nu-i problema. Chiar aici, în partea asta. Am pack. Cam urât stă. Bun. Super. Trebuia. Aatrox și pe Calidor mai trebuie. Ok, bun. Hai să luăm vitioiul ăla. Automatul. Și rămâne hidrezinul. Shit, nu rămâne hidrezinul. Așa. Medium wind turbine cu medium wind turbine aici. Probe scannerele le lăsăm. Așa. Se iau cu mine o dinamită și un exochip. Bun. Și hai să mergem. Chestia e în felul următor. Să vedem. Nu. V. Ce? Nu, nu pot să mă uit așa. Deci o să trebuie să coborăm un pic. Să pot ieși și să fac așa. Direcția aia generală, ok. Ai. Ce-mi place asta. Atât de chill. O să... O să revin când ajungem la destinație. Am găsit ăsta de probe scanner, un classified probe. Nu știu, n-am știut ce e aici, dar l-am găsit până la urmă. Bun. Așa. Și acum nu știu unde pot eu găsi. Aici. La ăsta. Install Medium Wind Turbine on Logistics Depot. Și
și Boost Logistics Depot Glaciers Memory to Rebuda Shipping Manifest. Oare trebuie să ajungem la bază? Că chiar nu știu. Hai să luăm spre bază și când ajung la bază să revin. Am activat probe scannerul pe Glacio, superb. Da, deci pe ăsta trebuie. Am dat în ăsta am pus un exocip acolo la sub direct și trebuie să punem așa două din astea și gata. Și acum nu știu dacă îmi dă ceva misiune nouă, back to track. Ba da. Back to track. Use the data log on logistic depot. Glacier to recollect support. Acces de data log. Mission log. Acces de data log attached to logistic depot. Glacier. Ok. Back to track, stay on track. Ok. Dragilor, am ajuns la 32 de minute. Din păcate trebuie să încheiem episodul aici. Episodul trecut și așa a fost de o oră, așa că... Nu. Dar ne vedem data viitoare. Pa, pa!